Elvețenii l-au pe Roger Federer, spaniolii pe Rafael Nadal, sârbii pe Novak Djokovic. Noi îl avem pe Radu Albot, cel mai mare tenismen moldovean din istorie. Radu a revenit acasă după ce a avut o perioadă de vis la turneele din Statele Unite ale Americii. Radu, bună seara! Bună seara! Ai dat toate calculele peste cap la turneele din Statele Unite, ai câștigat în premieră un turneu din seria ATP, ai învins 3 jucători din top 40 mondial, iată, Nick Kyrgios, Steve Johnson și Fabio Fognini, l-ai ținut în șah pe legendarul Roger Federer. Cum explici toată această perioadă de foarte bună? Da, într-adevăr a fost o perioadă și o serie foarte bună pentru mine în America. Pot să explic foarte simplu, foarte multe antrenamente, foarte mult lucru, nu doar pe teren, dar și în afara terenului, un regim și o concentrare maximă atunci când ești în meci. Toate astea le pui împreună și, desigur, posibil vei avea un rezultat. Începând cu luna ianuarie, ai un nou antrenor, unul din Suedia. În echipa ta se află și un fizioterapeut. E adevărat, te antrenai la fel de mult și în trecut, dar până la urmă, cât de mult te-au ajutat acești doi oameni să obții aceste rezultate? Desigur, fiecare antrenor își ajută la maxim jucătorul său. Mă ajută puțin diferit decât ceilalți, pot spune eu, antrenorul meu de acum, din Suedia. Are un stil mai relaxant, glumim foarte mult cum pe teren, cum și în afară terenului. Jucăm ping-pong, jucăm biliard când avem timp liber, adică este așa puțin mai relaxant, nu doar mereu focusat pe tenis. Și cred că atunci când ești mai relaxat, joci mai bine. De regulă, jucătorii ating forma de vârf la vârsta de 27-29 de ani. E adevărat, fără o pregătire foarte bună, nu poți obține asemenea rezultate. Ce altceva s-a mai schimbat în stilul jocului tău? E adevărat, spui că e mai relaxant, dar tactic, nu știu, pentru că... Sigur că în multe chestii am avansat, serviciul meu este mai bun acum. Ies mai des la fileu, ceea ce înseamnă că eu joc mai agresiv atunci când este nevoie. În față la fileu joc mai bine acum, cu ajutorul unor sfaturi ale antrenorului meu nou. Deci toate astea când le pui împreună, totul te ajută să ai ceva succese. Desigur că mereu este spre ce îmbunătăți, de exemplu lovitura de dreapta, lovitura de rever, mereu pot fi mai bune, dar pas cu pas ajungem și acolo. Roger Federer a avut nevoie mai mult de 2 ore ca să obțină victoria în meciul cu tine. După meci, poate cel mai mare tenismen din lume, din istorie, te-a elogiat. Am văzut cu toții voința ta de a lupta în acest meci. Cum ai încercat să-l surprinzi pe Federer? Am încercat foarte simplu, am încercat să-mi țin jocul meu. Am avut o tactică să nu schimb prea multe luni în considerație cine este pe partea cealaltă de fileu. Încercam să fac bine chestiile care eu le fac bine, cum ar fi să joc mai agresiv cu dreapta, să-i servesc mai mult pe reverul lui. Și la început am avut succes, dar începând cu setul 2 și setul 3, a schimbat puțin din tactica și din stilul lui Roger. Și a început să joace puțin diferit, ceea ce cred că l-a ajutat și l-a salvat în timpul meciului. Federer e mai înalt decât tine cu 10 cm, ceea ce probabil constituie un avantaj, dar ești cunoscut pentru efortul pe care îl depui în teren. Și am citit pe internet, unii jucători te numesc Mașin. Ce jucători îți zic așa? Da, este un fel o mașină, cum îi spune. Mă numesc mai mulți așa, pentru că mereu lucrez, niciodată nu mă opresc, nu obosesc, continui să fiu on la antrenamente și din cauza asta mi-a pus așa un nickname de Machine. Ai avut ocazia să joci până la urmă cu Federer, putea să joci la turneul precedent, dar ai fost eliminat. Acum, cu ce jucător ai dori să joci și de ce? Aș vrea să joc cu toți jucătorii de top, pentru că pentru acest lucru te antrenezi, pentru acest lucru vrei să participi la turneele mari, vrei să ajungi acolo, să ai posibilitatea de a juca contra lor și de ce nu să-i câștigi. Nu vrei doar să participi, vrei și să-i învingi. Ai 29 de ani și, ziceam, efectiv ai explodat în acest an. Actualmente ești pe locul 46 în lume. Totuși, există un mic regret că această explozie nu a avut loc mai devreme? Eu cred că nu ai de ce regreta, pentru că cariera mea este înainte.
Sunt bucuros că am ajuns aici. Dacă să ne gândim și puțin altfel, ar fi posibil să nu ajung aici. Din această cauză nu am de ce să regret. Desigur că vreau mereu să fii mai repede în această poziție, în acest clasament, dar nicio problemă, am ajuns la 29, foarte bine, continui înainte, încerc să ajung mai sus în clasament la 29,5, la 30, nu e problemă. Faci tenis de la 8 ani și la începutul carierei tatăl tău, Vladimir, a declarat că a fost nevoit să vândă apartamentul, să facă rost de bani, ca să poți continua cariera. Cât de greu a fost la început? Da, într-adevăr, tenisul este un sport costisitor și trebuie foarte multe investiții pentru a continua antrenamentele, plus călătoriile, plus echipamentul care trebuia cumpărat atunci când eram mic. Este destul de greu. Ar trebui să vândă un apartament ca să investească mai departe în mine, ca să pot pleca la turnee și ca să pot să mă antrenez mai calitativ. Și în primii 3 ani, majoritatea turneilor erai eliminat de vreme. Ai avut gânduri să lași tenisul și cum ai luptat cu factorul psihologic? Când a fost transferul de la 18 ani de la juniori la seniori, am avut acest gând să mă las de tenis, pentru că pierdeam foarte multe meciuri în tururile dinainte, primele tururi. Și a fost o pauză de vreo câteva săptămâni, unde am putut să mă opresc, să nu mă gândesc la tenis. Și după această pauză, când am început din nou, totul a fost diferit. Și până la urmă, iată, au venit victoriile. Până iată, la urmă a venit. Ai câștigat, Radu, 15 turnee Challenger, la simplu și la dublu. 21 de turnee Futures, de asemenea, la simplu și dublu. Ai obținut victorie memorabilă la Davis Cup. Ai fost la Jocurile Olimpice de la Rio. Care e cea mai mare victorie a ta de până acum? Toate victoriile care le-am avut împotriva jucătorilor de top sunt undeva în memoria mea și cred că sunt importante. Acum, după ce am câștigat finala de la Delray Beach, unde am câștigat titlul ATP, cred că este o victorie destul de mare, luând în considerație scorul care a fost 7-6 în setul 3, salvând 3 mici de meci, dar undeva adânc simt că cel mai important meci a fost meciul câștigat la Cupa Davis împotriva Portugaliei, unde am putut să-l învic pe portughez cu scorul de 11-9 în setul 5, ce a durat mai mult de 4 ore jumate sau 5, nici nu-mi amintesc acum. Noi vom avea meciul la Davis Cup anul viitor. Te vom vedea din nou în tricoul echipei naționale? Mereu când am avut posibilitatea, am participat și am jucat pentru naționala noastră, încercând să câștig toate meciurile posibile. Am un echivalent dintre meciuri câștigate și pierdute mult mai multe câștigate. Deci, ceea ce înseamnă că sunt foarte concentrat și încerc să ajut echipa cât de mult pot. Anul ce vine, la sigur, voi participa dacă mă iau în echipă. Și vom evolua cu adversari mai slăbuți și eu sunt sigur că vei obține victorii. Dar până la urmă depinde și de coechipieri. Și vreau să te întreb cum ți se pare dezvoltarea tenisului moldovenesc. Din câte știu, încă nu sunt juniori sau copii care vor juca bine pe viitor sau care au un clasament foarte bun la juniori, dar eu sper că în viitor apropiat să apară copii din ăștia și să poată participa pentru Cupa Davis și să reprezinte Moldova la un nivel înalt. Și acești copii, iată, au un model, Radu Albot, care pe 11 noiembrie va face 30 de ani, vei sărbători jubileu. Da. Câți ani te gândești să evoluezi în competițiile mari? Nu am pus nicio cifră. Atât timp cât corpul îmi va permite, atât timp voi continua să joc tenis. Atât timp cât îmi va plăcea să joc, atât timp cât voi primi plăcere ieșind pe teren, voi continua să joc. Atunci când simt că aceste lucruri puțin câte puțin dispar și nu mai primesc plăcere, cred că atunci va fi și momentul când va trebui să încheie cariera. Care sunt turneele tale preferate? Turneul preferat este US Open, dacă vorbim despre Grand Slam, pentru că în America este total o atmosferă diferită când joci. Dar dacă să luăm din turnee mai mici, sunt foarte frumoase turnee în Elveția, în orașul Gstaad. În copilăria idolii tăi au fost Marat Safir, Sebastian Grosjean și Roger Federer. Acum este un jucător pe care îl simpatizezi? Da, la fel îmi place cum joacă Roger Federer. Când am posibilitatea și joacă meciuri importante, îl urmăresc. Dar cel mai mult îmi plăcea cum juca Ferrer ultimii ani,
David Ferrer, pentru că eu presupun că am un stil asemănător ca lui și mereu susțin când joacă împotriva altcuiva pe teren. Da, dacă nu mă înșel, ai și jucat cu el. Am jucat. La feminin, la noi, foarte mediatizată este Simona Halep, jucătoarea de România. A ratat șansa de a redeveni numărul 1 mondial după ce a pierdut în semifinale la Miami. Ce poți spune de jocul Simonei Halep? Eu spun că la sigur va mai avea șansa să redevină numărul 1 mondial. Ea este luptătoare. Mereu continuă să lupte atunci când pierde în timpul meciului. Mereu găsește o cale de a ieși în față și ea a fost deja de mai multe ori unul, a căzut, s-a întors înapoi și cred că ea știe ce trebuie să facă ca să se reîntoarcă. Uneori vorbesc cu ea în turnee, este o fată destul de amabilă, destul de hazlie uneori și sper să ajungă cât mai repede înapoi pe numărul 1. Exact acum un an, celebrul atlet Usain Bolt s-a antrenat cu Borussia Dortmund. Vineri, Radu, te-ai antrenat cu echipa Petru Cup Hâncești, o echipă care devine tot mai ambițioasă, își dorește pe viitor să ia chiar titlul. E adevărat că dacă nu deveneai tenismen, vroiai să joci fotbal, să practici acest gen de sport? Eu cred că da, pentru că îmi place fotbalul. Îmi place anume spiritul de echipă. Atunci când ești într-un sport individual, îți place spiritul de echipă. Cred că atunci când ești în sport pe echipă, vrei să fii mai singur uneori. Dar când am șansă să privesc ceva meciuri interesante, mereu urmăresc. Și desigur a fost o experiență interesantă împreună cu Petru Cup și doresc să ia titlul în sezonul ce vine. Ai susținut și echipa națională înaintea meciului cu Franța. Tricolori au fost învinși cu 1-4. A marcat chiar un jucător de la Petru Cup Hâncești, Vladimir Ambrus. Ce crezi că lipsește naționale de fotbal? De ce luăm bătaie la mai multe echipe și scoruri categorice? Eu cred că împotriva Franței a fost un meci dificil, luând în considerație ce echipă puternică au ei acum. Dar vorbind la general, eu nu știu ce se întâmplă în echipa națională. Niciodată nu am vorbit cu toată echipa, nu-i cunosc personal pe nimeni din fotbaliști, dar sunt sigur că atunci când iese pe teren, fac tot posibil de a câștiga meciul. Așa, scoruri mari, cum spui, 4-1, 4-0 cu Turcia. Așa. Nu știu în ce cauză se întâmplă, dar sper să găsească o soluție pe viitor, să poată ieși învingători, nu doar la egal sau învinși. Da, și diferența e tenis, joci unul pentru tine, la fotbal sunt foarte mulți. Ca să ai rezultate în fotbal, bănuiesc că trebuie să mai mulți bani ca la tenis, nu știu. E adevărat când trebuie să investești în școli de fotbal, în antrenori, sportivii, fotbaliștii trebuie să fie cât mai bine pregătiți. Tu, de exemplu, în afară de investiții și multă muncă, de ce ai avut nevoie să ajungi un jucător de talie mondială? Eu cred că totul vine cu experiența, începând cu primii ani, cum am spus, când am făcut transferul de la juniori, nu prea știam nimic din sportul profesionist, din ceea ce trebuie să faci înainte de meci, după meci, ceea ce simți când joci pe teren. Totul vine cu anii, cu meciurile jucate, cu experiența care o ai pe parcursul mai mulți ani și desigur, trebuie să muncești, trebuie să ai și o tehnică bună ca să ai loviturile curate, să lovești mai tare, mai eficient, să nu obosești mai mult. Pregătirea fizică este foarte importantă în sportul meu, pentru că poți juca bine doar un set, dar mai ai nevoie să câștigi încă unul ca să câștigi meciul. Și dacă nu ești bine pregătit, atunci nu îți ajunge pentru următorul set. Sau la Grand Slam-uri ai nevoie de 5 seturi, de 3, adică încă mai mult. Și sunt foarte multe detalii care le înviți cu anii, care le asculti de la alți jucători, care se împart cu tine, sau le ai de la antrenor. Da, și aceeași poveste se întâmplă și la fotbal. Am văzut cum suntem pregătiți fizic. Cu Franța, de exemplu, jucătorii noștri cădeau jos foarte, foarte mult după contacte, pentru că trebuie să ai o pregătire fizică foarte, foarte mare. Trebuie să fii extrem de pregătit și asta e vorba de multă muncă. Radu, te-ai gândit ce o să faci după cariera, după ce îți închei cariera de tenismen? Nu m-am gândit la acest lucru, dar presupun că în viitor voi fi în aceeași sferă în tenis, pentru că tenisul este ceea ce eu cunosc mai bine. Aici am petrecut cei mai mulți ani din viața mea și cunosc mai multe detalii. Cum am spus, pot transmite, fiind ca antrenor, niște informații, niște experiențe care am luat eu din timpul
anilor mei de joc, copilului sau jucătorului care îl voi antrena. Dar totul asta este doar o presupunere, încă nu știu sigur cu ce mă voi ocupa, dar să vedem, timpul va arăta. Tatăl tău, Vladimir, lucrează la Ministerul de Interne, mama, Svetlana, este medic stomatolog. La turneu vedem foarte des și pe prietena ta, Doina. De cât timp vă cunoașteți și cu ce se ocupă Doina? Ne cunoaștem cu Doina de mai mult de 6 ani, suntem împreună. Suntem împreună de mai mult de 6 ani. Ea este sales manager, un manager de vânzări într-o companie americană aici, în Chișinău. Suntem foarte norocoși că șeful ei permite să călătorească cu mine și ea lucrează de la calculator oriunde s-ar afla în lume. Și astfel poate să meargă cu mine în multe turnee pe parcursul anului. Timpul liber, cum petreceți? Timpul liber depinde. Dacă am meci, dacă nu am meci, putem să ieșim să ne plimbăm undeva, putem să mergem în oraș, să luăm cină în oraș. Depinde unde suntem și ce activități sunt posibile. În Republica Moldova vei fi până pe 5 aprilie. Apoi urmează turneile ATP deja în Europa, deja pe zgură. Primul e, dacă nu mă înșel, la Monte Carlo. Da, primul va fi Monte Carlo. După asta urmează turneul din Budapest, München, Madrid, Roma, Geneva și după asta vine Roland Garros. Care toate turneile acestea sunt de pregătire pentru ce mai important, pentru Grand Slam din Paris. În ultimii ani ai intrat în top 10 a celor mai buni sportivi moldoveni. Anul curent ai șanse foarte mari să fii ales sportiv. Anul bine, deja suntem în 1 aprilie. Ar fi o motivație în plus pentru tine să fii ales sportiv anului? Sigur, ar fi plăcut pentru mine să fiu sportivul anului, dar e puțin de dificil în sportul meu pentru că nu sunt campionatele lumii sau campionatele europene cum sunt la alte sporturi ca, nu știu, box sau oricare alt. Da. Și din cauza aceasta va fi puțin diferit sau greu de ales tenisul ca locul întâi dintre sporturi, dar cine știe, deja au trecut câteva luni din 2019 și am rezultate atât de bune, poate vor fi luate în considerație pentru sfârșit de an și va fi de ajuns pentru a fi cel mai bun din Moldova. Da, pentru că tu ai devenit o carte de vizită a Moldovei. Am văzut la turneul de la Miami un spectator stătea pe telefon și căuta în Google, pe internet, Republica Moldova. Noi, Radu, îți mulțumim și îți dorim succese mari și în continuare. Da, mulțumesc și eu pentru că m-ați invitat.